bucătăria mea. Astăzi am decis ca să vă arăt o rețetă destul de simplă, ușoară, pentru toate gospodinele, fiindcă cum ne aflăm astăzi chiar în ziua de înainte de Paște, da? Foarte multe gospodine utilizează maioneză în salate și în bucatele lor. Așa că astăzi am decis să vă arăt cum să faceți să preparați o maioneză de casă, ușor, simplu și foarte gustoasă. Ca să nu pierdem timpul, haideți să trecem cât mai repede la treabă, că avem foarte mult de lucru și foarte multe bucate de pregătit pentru masa de sărbătoare. Așadar, avem nevoie de o linguriță de muștar, un ou, o linguriță de ceai de zahăr și jumătate de linguriță de sare, sucul unei lămâi care o să-l scurgem proaspăt și 200 ml de ulei. Desigur, pentru a realiza maioneza avem nevoie de un astfel de mixer, fiindcă cu celelalte maioneza nu se primește. Da, este un mixer de tip picioruș, așa că dacă nu aveți unul, puteți să vă procurați ca să aveți în casă cel mai simplu din comerț, fiindcă sunt toate practic la fel și nu am nevoie de mare putere. Primul pas care o să fac, o să înaintez uleiul, o să adaug oul, așa, sarea și zahărul și, nu în ultimul rând, muștarul. Așa. Acum o să vă arăt cum scurg eu zeama la o lămâie. Pentru ca zeama dintr-o lămâie să se scurgă destul de bine, o rotim, iată așa, o legănăm, da? Și puțin punem presiune pe ea. După ce am legănat-o, o tăiem în două jumătăți și scurgem sucul lămâiei și vedeți că este foarte mult. Voi adăugați la lămâie în funcție de cât de acrișoară doriți să fie maioneza voastră. Eu o să adaug doar jumătate. După cum vedeți, lămâia mea este foarte, foarte suculentă. Următoarea etapă, parcurgem la mixarea compoziției noastre și vedem cum se creează propria maioneză în condiții casnice. Așa. Un pas foarte important. Punem mixerul spre fundul recipientului și îl menținem astfel, nu îl ridicăm. În timp ce maioneza noastră o să se îngroașe deja, putem să ridicăm puțin câte puțin. Să începem! După cum vedeți, am obținut o maioneză foarte unctuoasă și este la fel și de gustoasă. Eu vă asigur că după ce o să încercați această rețetă, nu o să mai procurați maioneza din comerț. Vă mai arăt odată ce maioneza am primit. Este foarte unctuoasă și foarte gustoasă. O să mai gust. Este foarte, foarte bună, perfectă pentru a sezona salatele noastre. Dacă doriți să fie mai acrișoare, mai adăugați suc de lămâie. Dacă nu, ați văzut, eu am adăugat jumate de suc de lămâie, fiindcă lămâia mea a fost foarte suculentă. Eu ce pot să vă doresc? Nimic altceva decât să aveți sărbători fericite și un Paște fericit alături de tot cei dragi. Și dacă vreți să vedeți o nouă rețetă, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like și să lăsați un comentariu dacă v-a fost de folos. Ne vedem până data viitoare, așa că v-am pupat și Paște fericit!